Iubiți creștini, stimați frați și surori, mă bucur să ne vedem în seara aceasta aici și doresc din toată inima pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin! Vă salut în numele Consiliului Național Bisericesc, vă salut în numele celor 2856 de biserici din România și vă salut în numele multor biserici penticostale române din diaspora europeană. Mă bucur să-i salut și pe cei de la Credo TV. Am avut împreună câteva zile de părtășie în Germania săptămâna trecută și iată că suntem în seara aceasta și aici. Mă bucur să cred că fiecare din noi am hotărât pentru 3 zile să proclamăm în locul acesta o măreață catedrală a lui Dumnezeu. Și nu uitați că în Psalmul 82 stau scrise cuvintele că Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu și îl judecă în mijlocul Dumnezeilor. Și zicea Asaf, am zis, toți sunteți Dumnezei, fie ai celui preanalt. Aș vrea în seara aceasta, pentru fiecare din noi, Dumnezeu să ne inspire dorința și gândul de a ne ridica pe o nouă treaptă spirituală, de a fi cu adevărat fiul lui Dumnezeu. Și mai mult, zice Ioan că atunci când se va arăta Domnul Iisus, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată că se colaborează cu ceea ce zicea Asaf. Sunteți Dumnezei, fii ai celui preanalt. Fiind fii de Dumnezei, fiind ca Domnul Iisus Hristos, fiind moștenitori împreună cu El, încă din seara aceasta, gândul acesta doresc să ne însuflețească. Felicit organizatorii, pe cei ce au ales să fie la 4-a ediție implicați în organizarea aceasta și în mod deosebit apreciez dorința lor de a face ceva pentru Șiria, pentru locuitorii din Șiria, pentru cei din județul Arad și pentru cei din România. Am înțeles că zilele ce urmează, la Ponoare va fi din nou întrunire de genul acesta, la Tofnea va fi din nou, nu de mult am avut la Lipova, și slăvit să fie Domnul pentru că Evanghelia se vestește. Toate astea nouă ne spun că venirea Domnului e foarte aproape. Și în seara aceasta mesajul lui Dumnezeu pe care vreau să-l transmit pentru fiecare din noi este o atenționare. De aceea lăsați-mă să citesc cuvântul Domnului din 2 părți ale Bibliei și dacă nu-i prea mult, ridicați-vă pentru respectul ce trebuie să-mi dăm cuvântului sfânt. Evrei 4:1, iar apoi vom citi și cuvântul din Romani, capitolul 2, de la versetul 11. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 4 cu versetul 1, începea cu o atenționare. Să luăm, dar bine, seama. Vedeți, noi de atâtea ori luăm seama la anumite situații care ne înconjoară. Luăm seama la vremurile în care noi trăim. Luăm seama la problemele cu care ne confruntăm. Luăm seama la pericolele care ne stau în față și uneori suntem expuși în fața lor. Dar de data aceasta, omul lui Dumnezeu atenționează și trage un semnal de alarmă zicând să luăm dar bine seama
că există o făgăduință a intrării în împărăția lui Dumnezeu și s-ar putea pentru unii să fie prea târziu. S-ar putea seara aceasta pentru unii intrarea în împărăția lui Dumnezeu să fie favorabilă, ei să o accepte și Dumnezeu să-i înfieze, așa cum se spunea anterior aici. Dumnezeu întotdeauna are un astăzi și azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, să nu-ți împietrești inima. Uneori cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, zice Pavel, îți adună o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uneori pentru că oamenii nu vor să renunțe la rău, care este o boală, un cancer spiritual, ajung să sape o prăpastie între ei și Dumnezeu, ajung să zidească un zid de despărțire între ei și Dumnezeu, ajung să se întâlnească cu acea poartă închisă în fața lor, pentru că n-au vrut să renunțe la păcat. E prea târziu, apropo de bus, e prea târziu să te duci la autobuz după ce autobusul a plecat. E prea târziu să te duci la gară după ce trenul a plecat. E prea târziu să încerci să rezolvi problema mântuirii tale după ce ai plecat din lumea aceasta. Există un acum, un astăzi și aici pentru fiecare din noi. Acel prea târziu de atâtea ori îl auzim și așa cu durere, parcă și cu strângere de inimă, când stai în fața unei persoane și spune: o, ai venit prea târziu, accepți această afirmație, dar ea este o realitate. Există un prea târziu și la Dumnezeu și va fi prea târziu pentru unii să se întoarcă la Dumnezeu atunci când vor vedea că sunt cu un pas dincolo. Va fi prea târziu pentru unii să-și rezolve problema vieții după ce au trecut dincolo de mormânt. Va fi prea târziu pentru unii să se pună de acord cu voința divină când vor ajunge acolo unde a ajuns săracul acela din Luca 16, care el a ajuns într-un loc de fericire, dar nu departe de el era o prăpastie unde era un bogat ce se chinuia cumplit. Săracul era prezentat în Luca 16 ca fiind într-un loc prezentat fiind sânul lui Avram. Dar de undeva acolo era o prăpastie unde unul se chinuia foarte tare, era bogatul la poarta casei căruia el stătuse atâta timp. Și ăsta încerca să-și redreseze situația, încerca să facă ceva, dar era prea târziu. A încercat să se roage, era prea târziu, și-a ridicat ochii în sus, era prea târziu. A vorbit despre pocăință, dar era prea târziu. Pentru că timpul când ne ridicăm privirea în sus este astăzi. Timpul rugăciunii este astăzi. Timpul pocăinței este astăzi. Timpul când poți să te apropii de Dumnezeu este astăzi. Timpul când poți să dai inima lui Dumnezeu este astăzi. Timpul când poți să te naști din nou este astăzi. Timpul când poți să-i spui lui Dumnezeu Tată și să-ți ridici ochii spre El este astăzi. Bogatul acela, toată viața lui a dus o viață de huzur. Avea tot ce îi trebuia, dar avea o inimă închisă. Îl lăsa pe Lazar la poarta casei lui, nu-i acorda atenție, câinii acordau atenția care veneau și lingeau bubele. Și-a murit săracul Lazar și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Dar ce credeți că ăsta, dacă a fost bogat, a fost veșnic? Da, de unde? Și el a trebuit să plece, dar a plecat în locul de chin. S-a trezit, a luat seama, dar prea târziu. Și-a ridicat privirea în sus, dar prea târziu. Știu că și în seara asta, probabil unii o să spuneți, predicatorul ăsta predică prea târziu. Dar chiar dacă e prea târziu, lăsați-mă în câteva minute să vă subliniez câteva probleme. Nu e prea târziu să dăm inima Domnului. Nu e prea târziu să zicem un da pentru cer. Nu e prea târziu să luăm o decizie a ne schimba viața. Nu e prea târziu să ne ridicăm privirea în sus, pentru că aici și acum înțelegem de ce psalmistul a zis: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul nostru vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul este cel ce ne ține prin cuvântul tăriei lui. Domnul este cel ce ne dă pâinea cea de fiecare zi.
Domnul e Cel ce ne dă sănătatea. Domnul este Cel ce ne mântuiește. Domnul este Cel ce ne făgăduiește cerul. Domnul este Cel ce face din noi frați al lui Iisus Hristos. Domnul este Cel ce ne numește copii ai Săi. Și Domnul m-a inspirat pe Asaf când a zis că noi toți suntem Dumnezeu, putem fi Dumnezei fie celui prea înalt. Ăsta și-a ridicat ochii, dar era prea târziu. S-a rugat și au zis, s-a rugat la Avram. Face o rugăciune acolo, în locul acela de chin. Face o rugăciune acolo unde probabil era ultima lui rugăciune. Și nici aceea nu o face cum trebuie. Se roagă la Avram. Mulți aleg să se roage, dar nu se roagă cum trebuie. Am auzit că cineva amintea aici de rugăciune la Sfântul Anton. Alții se roagă la Sfânta Maria. Alții se roagă, mai știu, la orice an sfânt pe care îl putem numi. Eu știu, sunt sfinți. Și Dumnezeu zice că în sfinții după pământ își găsește toată plăcerea Lui. Numai că niciun sfânt nu-i deținător de har. Singurul care are toată puterea în cer și pe pământ este Domnul Iisus Hristos. Singurul care poate asculta rugăciunea e Domnul Iisus Hristos. Singurul la cărui nume noi suntem mântuiți e Domnul Iisus Hristos. Singurul a cărui împărăție o credem că este între noi și așteptăm intrarea reală în cer, e împărăția lui Iisus Hristos. Pentru că El ne-a făgăduit și a zis, mă duc să vă pregătesc un loc și am să mă întorc cu mine, ca după ce v-am pregătit locul să vă duc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragii mei, în seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu. Să luăm bine seama că e timpul când ridicăm privirea în sus. Să luăm bine seama că trebuie să ne deschidem inimile pentru cer. Că e timpul să ne rugăm. O singură rugăciune în toată Biblia am găsit-o făcută unui sfânt, lui Avram, despre cel ce am vorbit adinoară și nici aceea n-a fost ascultată. Rugăciunea adevărată trebuie făcută Tatălui din cer în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea Pavel zice în Efeseni 3:14, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage obârșia orice familie în cer și pe pământ. Și mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere în omul dinăuntru. Acolo, în locul acela de chin, în locul acela pe care numiți-l cum vreți, în locul acela de după moarte, acolo se vorbește și de pocăință. Se vorbește, dacă vreți, și de salvare. Se ruga bogatul acela și zicea, Avrame, mai am 5 frați, să meargă Lazar să le spună ce se întâmplă și să se pocăiască. Ei, timpul pocăinței este astăzi. Și știți ce însemnează pocăința? Schimbarea mentalității. Întoarcerea spre Dumnezeu. Regret pentru tot ce e rău. Predarea în brațul Domnului Iisus. Asta e pocăința. Și pocăința este pentru toți oamenii, că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt chemați. Să aminte aici că Dumnezeu, când e vorba de pocăință, nu face trimitere la cuvântul unii, că numai unii se pocăiesc. Că numai unii au dreptul la împărăția lui Dumnezeu. Că numai unii vor ajunge în cer. Toți oamenii sunt chemați. Sunt chemați și romii, sunt chemați și germanii, sunt chemați și românii, sunt chemați și englezii, sunt chemate toate națiunile pământului, toate etniile, toate culorile, toate rasele sunt chemate să se apropie de Dumnezeu. Apropiați-vă de Dumnezeu! Și El se va apropia de voi, ni se spune, că viața trece. Totul trece iute și noi zburăm. În Romani se spune că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci toți care păcătuiesc fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Sunt prea mulți cei ce zic, păi știi, eu n-am știut, eu n-am cunoscut. Unii vin și spun, cum o să-i judece Dumnezeu pe indieni? Cum o să-i judece Dumnezeu pe aborigeni? Cum o să-i judece Dumnezeu pe barbari?
Cum o să judece Dumnezeu pe cei ce cu mii de ani înaintea noastră au fost și n-au auzit de jertfa lui Hristos și n-au auzit de Cuvântul Sfânt? Iată că Apostolul Pavel zice că cei ce n-au avut lege vor fi judecați fără lege. Cei ce însă au ascultat legea și Cuvântul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu vor fi judecați după lege. Și știți cum este judecata aceasta fără lege? Cuvântul ne spune în seara aceasta că cei ce măcar că n-au lege fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege își sunt singuri lege. Pentru că în fiecare din noi Dumnezeu a pus gândul veșniciei și fiecare din noi avem în noi așezat simțul binelui și a răului. Mi-aduc aminte de unul dintre părinții bisericești, un mare patristician, un patrolog, spuneți-i cum vreți, ăsta zicea, Grigore de Nisa, că Dumnezeu nu-i nedrept să nu răsplătească chiar și pe barbari atunci când au făcut binele. Însă și când fac rău, Dumnezeu îi pedepsește și trage la răspundere. Deci când e vorba de relaționare la Dumnezeu, când e vorba să ne relaționăm la bine, la o viață sfântă, fiecare din noi știm ce e bine și ce e rău. Indiferent care e situația, indiferent câtă cultură avem, indiferent cât de mult am citit sau n-am citit Biblia, avem simțământul acela așezat în noi. Dacă am făcut bine sau n-am făcut bine, dacă avem satisfacții sau nu avem satisfacții, fiecare din noi simțim. Și Dumnezeu nu-i nedrept să nu răsplătească până și barbarilor, zicea Grigore de Nisa, dacă au făcut binele. Dar Domnul este drept. Știți cum a zis omul lui Dumnezeu? Doamne, ești drept în hotărâri și fără vină în judecăți. Păi dacă răsplătește pe cei ce au făcut binele, pedepsește și pe cei ce au făcut rău. În seara aceasta n-aș vrea să fiu un negativist, dar aș vrea să vă aduc aminte de ce zice Apostolul Pavel. Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați-vă și la asprimea lui. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate și de îndurare, dar este și un foc mistuitor. Dumnezeu cheamă astăzi, dar nu uitați, are și o zi de judecată. Și Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți, predica Pavel în Areopagul din Atena. În seara aceasta nu suntem aici să fim judecați. În seara aceasta suntem aici să fim chemați. Și înainte de a vă provoca la chemare, aș vrea să vă vorbesc puțin despre viață. Nu e așa că toți vreți să aveți o viață cât mai ușoară și cât mai fericită? Cine vrea să aibă o viață fericită? Știți ce este fericirea? Horney, unul dintre teologii moderni, definea fericirea ca fiind nimic altceva decât alegerea unei ținte spre care mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Ținta noastră a tuturor spre care călătorim este Domnul Iisus Hristos și este cerul, că El s-a dus să pregătească locul ca să ne ia și pe noi. Asta e fericirea. Să te apropii de Dumnezeu, cum zicea David în Psalmul 73. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Mi-aduc aminte că Elifaz din Teman îi spune lui Iov, când Iov s-a lamentat de necazurile lui, zice, băi, împrietenește-te cu Dumnezeu, vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. Fericire înseamnă pace în inimă și dincolo de pace în inimă și de fericirea pe care o dorim și o savurăm așa de mult, stă un Dumnezeu mare și puternic. În El avem viața, ființa și mișcarea și suntem din neamul Lui, mărit să fie El. El este Cel care ne trimite orice dar bun și desăvârșit și de la El să pogoară toate. De aceea în seara aceasta să luăm aminte la viața noastră. Știu că fiecare țineți la viață, dar atâtea comparații, atâtea metafore găsim în Biblie raportate la viață. Ce este viața? În Iov, în capitolul 14, ni se spune că viața este ca o umbră.
umbra te bucur, mai ales azi când au fost 32-33 de grade, te-ai bucurat să stai la umbră. Cineva m-a chemat aici afară să stăm de vorbă și imediat m-am tras lângă un microbus. Am vrut să stau la umbră. Te bucuri de umbră, dar nu trece mult timp și umbra se mută sau dispare, că soarele se ridică. Așa e viața. Te bucuri de ea, dar nu trece mult timp, că viața aici e trecătoare. Unul din poeții noștri creștini, pe care eu mereu îmi citez în mod deosebit la mormântări, zicea: ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere. Ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa, dar zburăm ca vântul. Asta zicea Traian Dorz în versurile lui. Viața pe pământ este ca o umbră, o umbră. Viața pe pământ e ca o părere, zicea Dorz. Omul lui Dumnezeu, Iov, zice în capitolul 7 cu versetul 6 că e așa de trecătoare viața lui, viața celor din vremea lui, viața mea și viața ta. Trece repede și zilele noastre sunt mai iuți decât suveica țesătorului. Nu departe de aici m-am născut, în Sintea Mică. Și la Șiria, și la Sintea Mică, și la Arad. Mi-aduc aminte că femeile țesau în mod deosebit iarna. Și eram copil acasă și mă uitam cum țese mama în războiul ăla de țesut și cu ce viteză zbura suveica dintr-o parte în alta. Și seara, când se încheia seara, de multe ori se uita și scotea beteana să vadă cât a țesut și zicea: slavă Domnului, uite, am țesut destul de mult azi, slăvit să fie Domnul. Se țesau covoare frumoase, parcă văd și acum, era o adevărată măestrie cu tot felul de culori și fire, se făceau preșurile pe jos, covoare, coverturi pe pat. Surorile mele își mai băgau și ele degetele pe acolo să țese. Și mama, seara când își punea ochelari și se uita, zice: ia veniți încoace. Uite, aici ați băgat un fir greșit. Și avea un ac cu care trăgea firul și băga un fir cum trebuie. Uite, aici nu-i bine, uite, aici nu-i bine. Dar era țesătura din ziua respectivă. Dragii mei, îmi place să compar viața pe pământ cu o pânză țesută. Și fiecare aruncătură de suveică e o zi care se duce din viața mea și din viața ta. Te-ai gândit ce bați în beteana vieții tale? Te-ai gândit în pânza vieții tale când ajungi la 65, 70, 80 de ani? Ce se vede în urmă? Că într-o zi cineva ia pânza aceea și se uită. Câte fire sunt greșite? Că după moarte nu mai vine mama cu acul să tragă firele greșite. Am rămân acolo și din pânza aceea se vede ce ai făcut bine și ce ai făcut rău. Viața trece iute, pânza vieții trece iute, timpul se scurge iute și noi ne apropiem de punctul terminus a vieții, când trebuie să pășim dincolo. Credeți că bogatul de care aminteam s-a gândit că pleacă? El a dus o viață de huzuri. Îmbrăcat în porfiră, în subțire, ar fi tot vrut să trăiască, numai că n-a fost așa. A trebuit să plece și el, că toate zilele vieții sunt scrise în cartea lui Dumnezeu, înainte de a fi fost vreuna din ele, scrie psalmistul psalmul 139 cu versetul 16. Acolo sunt scrise și zilele mele și zilele tale. Toate sunt scrise și se scurg și se duc și pânza vieții rămâne. Te-ai gândit și astăzi ce ai bătut în beteana vieții tale? Ce ai țesut? Dacă trebuie să pleci la noapte, te-ai gândit ce ai țesut acolo? Pentru că viața noastră este ca o pânză. Viața noastră pe pământ este o viață așa de trecătoare, asemănătoare cu un fir de iarbă. Moise zice rugăciunea lui din Psalmul 90 că viața noastră este ca iarba care dimineața crește, iar seara se usucă și este tăiată. Și nu se mai cunoaște nici locul unde a fost. Asta e viața pe pământ. Astăzi ești aici, predic în fața dumneavoastră. Poate peste un an de zile sunt în lumea de dincolo, la Dumnezeu, sau peste o săptămână, sau peste o lună. Nu știu niciodată ce se întâmplă. Dar e foarte important, pentru că suntem așa de vulnerabili, pentru că suntem așa de trecători, pentru că viața noastră e așa de scurtă, să luăm aminte
La ce zicea Amos în capitolul 4 cu versetul 12? Pentru că îți voi face astfel, Izraele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu dacă la noapte trebuie să pleci? Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu dacă trebuie să pleci peste o săptămână? Poate unul zice, eu sunt în floarea vieții. Am un cuvânt și pentru cei care se aseamănă cu florile. Isaia, capitolul 40, omul lui Dumnezeu aude un îndemn și un strigă din partea Domnului care îl îndemna și pe el să strige. Un glas zice strigă și Isaia zice, eu am răspuns, ce să strig? Orice om este ca iarba și toată strălucirea lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Sunt vreo 15 ani de când am fost chemat într-o casă de cultură la evanghelizare și mă gândeam eu, băi, probabil că vin foarte mulți de avem evanghelizarea în casa de cultură. Și când am dus, nu erau decât vreo 3 rânduri. Și am zis, fraților, dar ce se întâmplă? Că astea 3 rânduri nici biserica nu o umpleau. Și am zis, frate, toată comuna este opărită. Dar ce s-a întâmplat? În vremea aceea, o tânără de acolo, din localitatea lor, s-a dus să-și dea rezidențiatul la București și a sunat din București și a sunat soțul și a spus, uite, am ieșit pe primele locuri, mi-am luat rezidențiatul ca medic. Sunt medic în drepturi depline. Întoarcerea ei acasă coincidea exact cu data nașterii ei. Și ca să îi facă o surpriză, soțul i-a cumpărat bilet de avion și a spus neapărat să nu stai până mâine dimineață, vii cu avionul de seară, ai biletul plătit. Pregătise pentru ea acasă, împodobise o sufragerie toată cu flori, un cadou frumos și aștepta să vină. S-a dus seara să o aștepte la avion, a venit, s-au grăbit să ajungă acasă în localitatea lor și pe drum au intrat într-o coleziune frontală cu o mașină. A trecut o oră, au trecut două și n-au mai ajuns. Au dat telefon la aeroport și aeroportul a zis, dar avionul a venit. Se întrebau ce se întâmplă, dar după circa jumătate de oră, polițistul a bătut la poarta casei lor și a întrebat, aveți o fiică care se numește așa? Da. Vreau să vă spun că s-a întâmplat un necaz, a avut un accident, soțul este la reanimare intensivă și ea este la morgă. În ziua când ea trebuia să fie cea mai frumoasă floare, în mijlocul florilor, într-o zi de dublă sărbătoare a venit marele grădinar și a rupt floarea. Și toată sărbătoarea aceea de bucurie s-a transformat într-o sărbătoare de doliu. Când eu m-am dus la evanghelizare, era exact ziua mormântării. Și îmi spuneau frații, nu vin oamenii, toți sunt opăriți. Atâți cât sunt, zic, cu atâția mergem înainte. Pavel predica uneori la o femeie pe malul râului. Mergem înainte. Dragii mei, să nu ne încredem că suntem în floarea tinereții. Să nu fim convinși că mai avem încă mult de trăit. Că nu știm niciodată ce se întâmplă. Nu departe de aici, am păstorit 11 ani câteva biserici. Și într-o seară predicam la un priveghiu și am întrebat în timp ce predicam, care de aici aveți garanția că mâine dimineață vă mai ridicați din pat? Și un om turmentat de băutură din hol a strigat, eu mă, popă! A strigat, s-a încheiat slujba, noi am plecat. Și a doua zi când m-am dus la mormântare, diaconul bisericii mă întreabă, frate, vă aduceți aminte că unul a strigat aseară? Da, era vremea când Ceaușescu lua luminile, știți, nu prea era lumină, țineam slujbele, era lumina lămpii. Ce omul ăla a fost biat, a plecat aseară de la priveg și când a traversat drumul s-a băgat sub o mașină, acum e mort. Vedeți, un om care sfida orice atenționare, fie înțeleaptă, fie neînțeleaptă. Nu vă bazați pe floarea vieții, că floarea se usucă, că iarba se usucă, că floarea se usucă, că trece totul, că se scurge totul, că zilele zboară și noi ne confruntăm cu realitatea întâlnirii cu Dumnezeu. Și cum ne ducem înaintea Domnului?
Un poet se lamenta zicând, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Cu ce ne ducem înaintea Domnului? Știți cu ce mai e comparată viața pe pământ? Viața pe pământ este comparată cu un abur. Și zice Iacov în capitolul 4 cu versetul 14 că aburul se vede puțin tern și apoi dispare. Și îmi place că în psalmul 73 psalmistul compară viața și cu un vis. Știți, sunt visuri mai lungi și mai scurte. Sunt visuri care ai tot vrea să visezi și îți plac visurile alea. Dar sunt visuri însoțite de coșmaruri. Ai vrea să te trezești și nu te poți trezi. Doamne, de câte ori am visat și eu și nu mi-a convenit ce am visat și aș fi vrut să mă trezesc, dar nu mă puteam trezi. Ei, cam asta e viața. Viața aici pe pământ este o viață foarte interesantă. Noi aici visăm, adevărata viață o să o trăim dincolo. Și aici visul poate fi mai lung sau mai scurt. Viața pe pământ poate fi mai lungă sau mai scurtă. La bogatul din Luca 16, ăsta tot ar fi visat, tot ar fi vrut să trăiască aici. Dar s-a terminat și visul lui. La alții se termină mai devreme, la alții mai târziu și se termină. Și abia când s-a terminat visul, te întâlnești cu realitatea. Nu știu dacă cântați cântarea, noi am cântat-o pe vremea când eram tânăr. Noaptea vieții se va sfârși și către cer eu voi porni. Să mă întâlnesc cu ce am lucrat, unde-i lumină neîncetat. Să termină visul. Când Elisabeta I era pe tronul Angliei, se spune că a fost pus la cale un atentat împotriva ei. Și cea care a pus la cale atentatul era tot o femeie cu numele Lucy Bonter. A fost deconspirat prin serviciile de specialitate atentatul și a fost pedepsit cu ani grei de temniță cei ce au fost implicați în atentat. Iar Lucy Bonter a fost condamnată la moarte. Trebuia executată într-o noapte. Și s-au dus polițiștii s-o ia din celula ei și au văzut-o toată numai zâmbet, dormea. Englezii, în nobleța și mărinimia lor, cu posibilitățile vremii de atunci, au sedat-o ca măcar ultimele zile să fie liniștită. Și era toată numai zâmbet. Un polițist s-a uitat mai atent și i-a spus celuia, o mai lăsăm puțin, uite ce fericită-i, cine știe ce visează. Dar timpul trecea și la un moment dat au trezit-o. Când au trezit-o, ea s-a încruntat și din fața aceea îngerească a apărut un chip hidos. A scos un țipăt și a zis, vai ce nenorocire! A fost numai un vis. Mă așteaptă marele dezastru. De ce mi-ați luat jucăria? Ea-și visa copilăria în curtea casei, se juca printre flori în fața mamei și a bunicii și avea jucăria în mână. Și acum când s-a trezit la realitate, jucăria nu mai era niciunde. Iubitul meu, stimate domn, stimată doamnă, vreau să spun că și ție ți se ia jucăria într-o zi. Avem fiecare jucăriile noastre pe care punem accent mai mult decât pe relația cu Dumnezeu. Jucăria uneia poate să fie o poziție socială, jucăria altuia poate fi o bogăție, jucăria altuia poate fi un scop în viața aceasta, oricare altul în afară de a sluji pe Dumnezeu. Și vine vremea când ni se iau jucăriile și atunci ne întâlnim cu realitatea. Atunci se întâmplă ce a zis profetul Obadia, căci cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Viața, în această seară, după epistola lui Pavel către romani, este comparată cu o carte. Și vedeți, fiecare carte are introducere, are cuprins, are încheiere, cuprinsul are capitolele în lui și vreau să cred că dacă viața este comparată cu o carte, cărțile au 1, 2, 3, 5 capitole, cel puțin viața are 3 capitole. Și mi-am permis în seara aceasta să compar capitolele vieții noastre ca fiind următoarele. Primul capitol e capitolul gândurilor, cel de-al doilea capitol, capitolul vorbelor și cel de-al treilea capitol, capitolul faptelor. Eu când citesc o carte, citesc introducerea, mă uit cum e structurată și mă uit la concluzii. Și dacă îmi place, o citesc, dacă nu, o pun deoparte. Dumnezeu nu face așa.
Dumnezeu când scrie cartea noastră, pentru El e foarte important cum se încheie cartea. Ce ai scris pe ultima pagină? Fiecare pagină, fiecare firă poate fi o zi din viața ta. Și e important ce ai scris pe ultima pagină a cărții tale. Asta e decisiv. Avem în viața noastră cel puțin 3 capitole, dar e important cum se încheie cartea, nu cum începe cartea. Eu știu că unul odată n-a scris decât doar câteva cuvinte și cartea vieții lui s-a încheiat bine. Era tâlharul după cruce. În timp ce murea, s-a uitat spre Domnul Iisus și a zis: Doamne, pomenește-mă când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a încheiat cartea de minune. A zis: adevărat îți spun ție astăzi că vei fi cu mine în rai. Ce bine s-a încheiat cartea. Dar te-ai gândit cum se încheie cartea vieții tale? Pentru că această carte a vieții noastre nu e la păstorul bisericii, nu e la secretariatul bisericii, nu e la primăria din Șiria, nici la cea din Arad. Cartea asta este undeva la Dumnezeu. Acolo cartea este scrisă și cei ce au grijă de carte, ca într-adevăr să fie completă, sunt îngerii lui Dumnezeu. Cartea aceasta este o carte care este completată cu multă fidelitate și niciodată acolo nu vei vedea lucruri neadevărate în ea. Îngerii au grijă în Maleahi, în capitolul 3 cu versetul 16, ni se spune că cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de El și cinstesc numele Lui. Pentru că ați venit în seara aceasta aici, Domnul a scris în carte. Pentru că ați făcut o faptă bună, s-a scris în carte. Pentru că v-ați rugat, s-a scris în carte. Dar îngerii sunt fideli și ei completează în carte și ceea ce noi nu am vrea. În Matei, în capitolul 18, ni se spune că fiecare din noi avem îngerul nostru și îngerii aceștia cu multă fidelitate au în vedere corectitudinea completării cărții. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui meu. Fiecare om are un înger. Și îngerul ăsta îi completează cartea. Și primul capitol a cărții e capitolul gândurilor. Gândurile, de atâtea ori, noi nu le ținem sub control. Nu le putem controla să nu vină, dar putem să nu le lăsăm să-și facă cuib în mințile noastre, în interiorul nostru. Isaia zice în capitolul 55 să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeu nostru care nu obosește iertând. Și gândurile trebuie să abandonate. Nu lăsa gândul să te tragă în jos. În cartea profetului Zaharia, în capitolul 8 cu versetul 17, ni se spune că niciunul nu avem voie să gândim în inima noastră rău împotriva aproapelui nostru, că lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Dumnezeu urăște gândurile rele. Acum, hai să vă supun la un test. Ce ziceți? Dacă gândurile voastre ar apărea proiectate aici, cât ați mai putea ține capul sus în seara asta? Dacă fiecare și-ar vedea gândul proiectat aici, cât ar putea să nu roșească în seara aceasta? Dacă fiecare gând ar trebui să-l pronunț cu voce tare, cât ar avea curajul să o facă? Pentru că capitolul ăsta gândurilor, Doamne, pe mulți frământă. Un gând rău dă naștere la o vorbă rea. O vorbă rea conduce spre o faptă rea. O faptă rea repetată dă o natură rea și o natură rea și păcătoasă conduce spre iad. De aceea în seara aceasta e foarte important să ne rugăm Domnului să ne ajute în fiecare zi să avem gânduri și toate gândurile noastre trebuie făcute robe ascultării de Hristos. Primul capitol a vieții noastre e capitolul gândurilor asemănătoare cu gândul lui Hristos. Cel de-al doilea capitol e capitolul vorbelor. În Matei 12, 36 și 37,
Domnul ne spune că vom da socoteană de fiecare cuvânt nefolositor scos din gură. Că din cuvintele noastre vom fi judecați și din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Câte cuvinte nefolositoare am scos azi din gură? Câte am scos săptămâna asta? Mă, nu știu cât e de adevărat. Odată am văzut o statistică și se spunea că un om cu pregătire medie poate spune 6 minciuni pe oră. Da, în 10 ore câte minciuni spune? Da, în 100 de ore? Da, într-o viață? Și din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Doamne, uneori cuvântul roade ca și cangrena. Despre profetul Ieremia ziceau, hai să-l ucidem cu vorba. Poți cu limba ta, puterea vieții și puterea morții, zice Biblia că stă în vârful limbii. Cu limba ta poți să binecuvintezi. Cu limba ta poți să-L auzi pe Dumnezeu. Cu limba ta poți să încurajezi. Cu limba ta poți să aduci și să convingi pe alții să se apropie de Dumnezeu. Și prin cuvântul tău poți distruge ca și o cangrenă. Te-ai gândit în seara aceasta câte cuvinte rele ai spus până acum și de câte trebuie să te pocăiești în seara zilei de azi? Că Dumnezeu va judeca și cuvintele noastre. Din cuvintele noastre vom fi judecați și din cuvintele noastre vom fi scoși fără vină. Cel de-a treilea capitol a cărții e capitolul faptelor. Eu îmi pot ascunde faptele de colegii mei păstori. Îmi pot ascunde faptele probabil de familia mea. Uneori sunt fapte care le ascund și de autoritățile și organele abilitate ale țării. Dar de Dumnezeu nu mă pot ascunde niciodată. Nu mă pot ascunde niciodată. Întreba psalmistul zicând, Doamne, unde să mă duc departe de ochiul Tău? Unde să mă ascund, Doamne, departe de fața Ta? Și enumără câteva locuri unde crede în că ar putea să meargă și constată același lucru, că peste tot ochiul lui Dumnezeu îl vede și că el se întâlnește cu Dumnezeu și nu poate ocoli pe Dumnezeu. Dumnezeu știe ce gândești, Dumnezeu știe ce vorbești, Dumnezeu știe ce ai făcut și Dumnezeu mai știe ceva, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Că stă ca mijlocitor între noi și Tatăl și că astăzi este gata să facă slujba iertării pentru noi. Dragul meu, te-ai gândit la faptele tale? Cartea Eclesiastul se încheie atât de interesant și zice Eclesiastul așa, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Fiindcă Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu-i moartea fizică capacul peste recipientul cu mizerii și păcate, nu. Dumnezeu toate le va judeca. Putem scăpa de mizeriile și păcatele vieții săvârșite, fie în fapte, fie în vorbe, fie în gânduri, dacă am trecut pe la crucea Domnului și sângele Domnului Iisus Hristos ne-a curățit. Dacă am înțeles să ne facem robi ascultării de Hristos, că altfel Dumnezeu va judeca. Cartea se încheie și se spune că Domnul Iisus, după ce a fost în sinagogă și a citit din cartea profetului Isaia, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat jos. Să închide cartea vieții tale, dragul meu, și trebuie dată înapoi îngrijitorului și tu trebuie să cobori jos, trebuie să cobori în țărână. Unii vor auzi ceea ce a auzit Daniel când a primit solia din partea Domnului, du-te până va veni sfârșitul. Te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Iar alții cu groază o să privească momentul acela. Poate este ultima chemare care Domnul o face, dar vreau să vă spun că nu e seara aceasta punctul terminus. Chiar dacă viața se încheie aici, urmează judecata și Domnul e drept în judecăți. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să dea socoteala după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. Dacă ai făcut bine, te duci să te răsplătească, Domnul.
Dacă ai făcut rău, există o zi a judecății. În Apocalips ni se spune, în capitolul 20, cu versetul 12, că acea carte din cer se va deschide și oamenii vor fi judecați. A fost arătată o carte și alte cărți. Cartea ce era cartea vieții, unde erau trecute numele sfinților. Și erau și alte cărți acolo care au fost deschise. Acolo era și cartea ta și a ta și a ta și a mea. Și fiecare a fost judecat după ce le-a scris în cărțile acelea. Domnul este cel ce judecă, nu oamenii. Domnul este cel ce hotărăște, nu păstorul. Domnul este cel ce are unitatea de măsură, nu comitetul bisericii. Domnul este cel ce mântuirea o oferă în dar, nu în funcție de cât bani ai, nu în funcție de pregătire, nu în funcție de poziție, ci în funcție de inima deschisă, fie numele Domnului slăvit. Poate seara aceasta este ultima seară. Spuneam în Germania, când am fost la Singen, că am avut o experiență cu ani în urmă. Țin minte că am predicat odată la un botez și probabil că unii ați fost la acel botez când s-au botezat foarte mulți. Am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și botezul l-am ținut undeva într-o curte, clădirea bisericii era destul de mică, era înainte de 89, și când am terminat botezul, folosindu-mă de cuvintele scripturale, am zis: uite apă! Ce te împiedică să fii botezat? Și s-a făcut o liniște mult mai mare de cum e aici. Aici e gălăgie. Acolo s-a făcut o liniște extraordinară. Când am văzut că se face liniște, am strigat a doua oară: omule, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă! Și când am strigat a doua oară și am dat drumul, eram tânăr, aveam voce, pe și frunzele s-auzeau cu mișcă. Și am dat drumul a treia oară la voce și am zis: dincolo de mine, care sunt un mic slujitor, e marele păstor Iisus Hristos care te cheamă. Uite apă! Fructifică ocazia asta că te cheamă Dumnezeu. Și s-a făcut liniște și deodată din spate am văzut un bărbat mai înalt ca mine, somid, venea spre mine. Aoleu, când am văzut numai ăla, n-am vrut să vină. Îi botezasem soția cu 2 ani înainte, toate geamurile în răspar la biserică. Am vrut să-i botez fica, m-a sunat într-o noapte la 12:30, nu erau mobile, erau telefoane fixe, m-a sunat, am crezut că mă sună America, m-am dus la telefon, era ea. A început să mă înjure la telefon și a zis: mă, drace de popă, dacă botez pe fică mea, intru în bazinul ăla peste voi și vă omor pe amândoi. Și acum ăsta a venit în față. Când am văzut că vine, știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, încercam să-mi trimit înapoi: vă rog să rămâneți acolo, eu pe alții am chemat, nu pe dumneavoastră, că n-aveam încredere. Dar el hotărât a venit, mi-a zbuns microfonul din mână și a zis: băi tinere, să fie foarte clar, ai spus astăzi că se mânie Dumnezeu dacă astăzi nu vin aici. Apoi eu nu vreau să se mânie Dumnezeu pe mine. O vrei tu să mă botez azi, ori nu vrei, eu de aici nu plec nebotezat. Dacă nu vrei să mă botez, lasă că mă bag eu în apă și mă arunc eu singur în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și tot nu plec nebotezat. A dat jos haina și așa a intrat peste mine în bazin. Când l-am văzut, n-am avut ce face, vorba românului, cel mai deștept cedează. L-am botezat, dar m-am tot gândit: băi, ce am făcut? Am fost așa de neliniștit, am spus la un frate slujitor vecin cu mine: bă, ce ești tu, Billy Graham? Billy Graham era atunci pe van. Ce te-a apucat, bă, să strigi acolo, să chemi tu? Trebuia să-ți vezi de treaba, ai încheiat botezul. M-am dus la unul ce era în conducerea filialei, atunci mi-a zis: bă, până aici s-a fost. Mâine te sună ăștia de la București, inspectorul de curte, îți ia recunoașterea, legitimația, gata, ai terminat. Doamne, eram așa de tulburat, ce să fac? Mă rugam și ziceam: Doamne, scapă-mă, îți promit că nu mai fac treburile astea, nu mă scapă-mă de aici. Toată neliniștea au durat până miercuri noaptea spre joi dimineața. Miercuri noaptea spre joi dimineața la omul ăla i s-a rupt o venă pe creier și a murit. Joi dimineața soția lui m-a sunat și mi-a spus: o decedat. Și atunci am înțeles că într-adevăr nu îmi chemam eu, îmi chema Dumnezeu. În seara aceasta nu vreau să vă chem eu, dar vreau să vă cheme Dumnezeu și să vă atingă Dumnezeu inimile. Eu nu știu cine în seara aceasta vrea să-și dea inima Domnului, dar aș vrea să vă ridicați cu toții pe picioare
Și dacă sunt persoane aici care vor să-și dea viața în mâinile Domnului și să ne rugăm pentru ei, aș vrea să o facem. E seara când puteți să veniți la Domnul Iisus Hristos. Eu nu știu dacă mâine dimineață vă mai puteți ridica de pe pat. Eu nu știu dacă ziua de poimâine e ziua voastră. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua suflete când Domnul te cheamă la mântuire. Îmi place să mă rog pentru voi. Cei ce vreți în seara aceasta să-L primiți pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, ridicați o mână sus. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul!